Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Astăzi am în teste noul Nissan Qashqai facelift cu motorizarea de 1.2 benzină, 115 cai putere, echipare Tecna. Am o vopsea Alperlat, culoarea mea preferată. O mașină foarte bine echipată, dar haideți să vă spun mai multe despre ea. La exterior, Qashqai facelift a primit modificări de design, mai ales la blocurile optice, împreună cu niște accente piano blanc, care oferă un look fresh în acest segment. Mașina testată de noi are culoarea mea preferată, un alb perlat, care costă 490 de euro opțional. Mașina era echipată și cu jante de 19 inci, care fac mașina să arate incredibil. Însă, acest lucru îți va afecta confortul atunci când vei rula în traficul urban. Suspensia este mai rigidă atunci când trecem peste gropile din București. Mașina vine bine dotată în echiparea Tecna. Noul Qashqai facelift vine cu sistemul de siguranță Safety Shield, un sistem foarte util, mai ales la noi. Acest sistem frânează și oprește automat mașina la viteze de trafic urban în cazul unui impact frontal iminent. Un alt sistem foarte util este Chassis Control, care are funcția de a frâna mașina atunci când încearcă să se treacă peste o denivelare care ar putea balansa caroseria. De asemenea, mai amintim aici de sistemul de detectare al oboselii la volan, de recunoașterea semnelor rutiere, lane assist, senzorul pentru unghi umor și sistemul de parcare automată cu Around View Monitor. La capitolul high-tech avem un sistem multimedia care ne aduce aminte de generația precedentă. Ceva îmbunătățire am remarcat însă la display-ul situat între ceasurile de bord, asemănător unor mărci premium. La interior există destul spațiu pentru 4-5 pasageri. De asemenea, am remarcat vizibilitatea foarte bună pe care o ai în traficul urban. Și trebuie să aveți plafonul panoramic, care oferă un efect sporit de confort la volanul noului Qashqai. Portbagajul are 400 de litri, mai mult decât un Suzuki Vitara. Așa cum vă spuneam mai devreme, sub capotă există un motor turbo-aspirat de 1.2 care dezvoltă 115 cai putere și 165 Nm. Valorile sunt modeste pentru un SUV, însă dacă nu parcurgi mai mult de 15-20.000 de km, această versiune este perfectă pentru tine. Motorul este unul turbo-aspirat și nu are tracțiune integrală, fapt care îl face să aibă doar 1300 de kg. Astfel, mașina este destul de vioaie până și la turații joase, demarări în oraș sau în depășiri, însă nu vă așteptați la senzații sportive, pentru că motorul este unul de 4 cilindri și nu de 3. La viteze mari, spre exemplu la 130 km/h, mașina se descurcă excelent, totuși, peste această valoare, izolarea fonică lasă zgomotul să pătrundă la interior. Motorul este cuplat la o cutie automată CVT X-Tronic, raport continuu variabil, asemănătoare unei cutii convenționale, fapt care îi crește dinamismul mașinii. Consumul mediu pe care îl anunță constructorul este de 5,6% de kilometri. În timpul testului, consumul mediu a urcat la 8 litri, atât în condiții de trafic urban aglomerat, cât și extraurban. Nissan Qashqai facelift are un preț de plecare de 18.500 de euro cu TVA inclus. Modelul testat de noi are un preț de 25.600 în echiparea Tecna, la care se adaugă și opționalele în valoare de 1.100 de euro. Aici avem vopsea Alperlat și pachetul Safety Shield Plus.
Astfel, ajungem la un preț final de 26.700 de euro. Dacă privim concurența și încercăm să găsim aproape aceleași dotări cu motorizare pe benzină asemănătoare 4x2 cu cutie automată și cea mai bună echipare, găsim un Suzuki Vitara 1.6 VVT de 120 de cai putere automat, care pleacă de la 19.400 de euro, sau un Renault Kadjar cu motorizare de 1.2, 130 de cai putere tot automat, care pleacă și el de la 24.500 de euro fără opționale. Nissan Qashqai este una dintre cele mai bine vândute mașini din Europa, iar noul facelift m-a impresionat prin ținuta de drum, prin direcție. Cutia CVT, din punctul meu de vedere, este mai rafinată decât un DSG, iar valoarea de revânzare, care nu trebuie să o uităm niciodată, rămâne una ridicată. Motorul de 1.2, benzină, cu 115 cai putere, vi-l recomand dacă mergeți mai mult prin oraș și nu parcurgeți, să spun, nu știu, 20.000 de kilometri pe an. Cu toate acestea, chiar dacă are o greutate redusă, are o tonă 300, eu vă recomand să vă cumpărați motorizarea de 1.6 diesel cu 130 de cai putere. Cam atât. Dacă v-a plăcut review-ul meu, aștept un like. Dacă nu, există un buton și pentru asta. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare, drum bun. La revedere.